Eu am intrat în competiția asta să devin președinte și cred cu tărie în forța mea și în capacitatea mea de a ajunge acolo cu ajutorul forțelor de dreapta. Și atunci rămâne doar să demonstrez că într-adevăr sunt cel mai bun și să conving, în primul rând, în partea dreaptă, dar nu numai. Pentru că prezidențialele înseamnă un mesaj către toți românii. Și nu toți românii sunt de dreapta. Și nici românii de stânga nu cred că sunt foarte mulțumiți cu domnul Ponta. Și nici electoratul domnului Antonescu nu cred că e mulțumit cu domnul Antonescu. Electoratul Partidului Național Liberal. Și eu le adresez și lor un mesaj. Că în fruntea țării trebuie să stea un om care a făcut ceva în viață. Un om care a făcut ceva în viața publică. Un om care a demonstrat că ce spune aia face. Înțelegeți? Și asta vreau să ofer românilor. Deci, practic, dumneavoastră mizați pe o candidatură la prezidențiale susținută de toate forțele de dreapta. Am intrat aici să conving. Și am încredere că o să conving.